Suntem într-o după-amiază frumoasă de aprilie cu doi prieteni dragi, Adi Suciu și Tudor Tofan, și povestim despre provocările work from home pentru echipele agile în perioada COVID. Dacă îmi dați voie, aș începe prin a vă ruga să vă introduceți, să ne spuneți un pic despre rolul vostru, area principală de expertiză și cum funcționează rolul vostru în perioada asta de work from home? Cine vrea să înceapă? O să încep eu. Că primul la catalog cu A. Sunt Adi Suciu, lucrez în Agile de aproximativ 10 ani. Am început acum 7 zile la Zitec, ca Organization Development Manager. Și da, îmi place nou mod de lucru, pentru că mă scoate în area cât de confort și mă pune să mă gândesc la noi posibilități. Bun, Ok, mulțumim, Adi. hai să mă prezint și eu. Eu sunt Tudor. Nu lucrez de la fel de mult timp ca Adi în lumea asta Agile, doar de vreo 5 ani. În schimb, și eu am început super recent un nou assignment, aș putea spune, într-o organizație de telecom. E a doua săptămână. Și în principal am început să lucrez cu o echipă de Scrum, ca Scrum Master. E destul de dificil, dar da, încerc să-mi aduc toate tool-urile și toate tehnicile pe care le foloseam până acum în lumea reală, în lumea în care eram cu toții colocați, în spațiu virtual. Încă n-am reușit să fac lucrul ăsta complet, dar da, e un challenge. Ok, mulțumim. Ne bucurăm să vă avem în seara asta ca și guest speakers și ca și încălzire. V-aș întreba care e provocarea cea mai mare la nivel personal în contextul ăsta de work from home și dacă puteți dezvolta un pic dacă e diferit pentru echipele voastre. Pot să preiau eu întrebarea asta. Te Pentru rog. mine, cea mai mare provocare, cel mai mare pain point în momentul de față, mai ales că abia am început să lucrez cu echipa respectivă, este lipsa interacțiunii umane. Eu, în momentul în care mă alătur unei echipe, aflu foarte multe informații și din sfera profesională, dar și din sfera personală, despre oamenii respectiv, despre proiectul respectiv, despre produsul respectiv, cum s-ar spune, din zbor. Pur și simplu nu țin căștile pe urechi absolut deloc la muncă și aud tot felul de discuții, de conversații care au loc. Mă mai intersectez cu colegi la dozatorul de apă, mai ies cu ei la un prânz. Toate aceste interacțiuni umane mă ajută pe mine să mă acomodez mult mai bine la contextul respectiv. E, în situația asta, totul e virtual. Cum vă puteți da amândoi seama, lucrurile astea nu mai există în momentul de față și trebuie să le suplinesc cumva. Încă nu am reușit în totalitate să obțin același rezultat cu metode noi. Pentru echipa respectivă cu care lucrez acum, la fel, lipsa de interacțiune e destul de pregnant. Adică ei fiind colocați înainte, simt lipsa asta că nu poate să discute liber, nu mai pot ieși la prânz împreună, nu mai pot ieși la un, nu știu, la un PlayStation împreună, etc. Ok, mulțumim, Tudor. Adi, vrei să adaugi ceva? Da, ai spus foarte bine asta cu dozatorul de apă, de cafea, pauzele de cafea. Este un loc în care și eu îmi iau o grămadă de informații și am, de fapt,
Acolo inițiez discuțiile care ulterior pot să se dezvolte în ceva interesant. Pe lângă ce a spus Tudor, pot să spun că îmi lipsește de multe ori când persoana din partea cealaltă într-o întâlnire de grup nu își deschide camera, îmi lipsește și fac exercițiu de imaginație ce ar putea fi dincolo de poza aceea, de profil care apare. Da, apreciez că voi v-ați pornit camerele și Adi și-a pornit și un background inspirațional. Da, lucrurile astea simple de multe ori ajută. V-aș mai întreba pe amândoi, cum vă oferiți voi sprijinul din rolul pe care îl aveți pentru echipele voastre în perioada asta și dacă ceva s-a schimbat în felul în care faceți sau obișnuiați să faceți lucrurile? Păi, am făcut ce știu eu mai bine, și anume când recunosc că nu știu ceva, mă duc și caut pe internet. Și am început să citesc tot felul de sfaturi, să particip la tot felul de webinare, ca să aflu okay, cum ameliorăm situația asta în care nu mai avem interacțiune umană. Mi-au plăcut niște idei și chiar am încercat unele din ele. De exemplu, ce facem deja cu succes este să dedicăm timp pentru discuții din astea informale, nelegate de muncă, la începutul fiecărei întâlniri. În partea de început avem 5-10 minute maxim în care discutăm fel și fel de chestii, chit-chat, cum s-ar spune. De asemenea, îi îndemn să folosească video, la fel exact cum spunea Adi. Cred că video este ceva foarte, foarte important, deși o multă lume nu prea obișnuiește să-și pornească camera, cred că ne aduce totuși cât de cât mai aproape. De asemenea, încă o chestie pe care am mai încercat-o în ultima vreme, chiar a avut rezultate pozitive. M-am inspirat din cultura suedeză și le-am propus să facem vinerea fika. Fika e o întâlnire la suedezi în care lumea și-a ceva de băut, o prăjiturică ceva și discute, ca o pauză la ei după amiază. Fika noastră are trei reguli principale. 1. Pornim camera. 2. Ne luăm ceva de băut la birou. Bineînțeles, poate fi nu știu, orice, cafea, suc, ceai, etc. Și 3. Nu discutăm nimic legat de muncă timp de jumătate de oră. Și până acum chiar am primit feedback pozitiv. Deci încerc să îi aduc cumva mai aproape cu toate acțiunile astea. Și încă o chestie pe care am încercat-o, întâlniri mai scurte. Deci în loc de o oră, 50 de minute, 45 de minute. Ca în felul ăsta oamenii să aibă timp să se mai și dezmărțească între ședințe. Cool! Mulțumim, Tudor! Mișto asta cu fica. Noi avem fi, Adi și... Tudor, tu ai un băiat sau un fiu sau o fică? Matei. Și eu Matei, și Adi tot Matei. Mateiul meu e mai mic, Mateiul lui e puțin mai mare decât Mateiul meu. Da, de acord. Deci cu fii în timpul zilei și cu o fică în vineri reușim să trecem cu bine peste work from home în perioada COVID. Adi, dacă vrei să adaugi ceva pe lângă ce a zis Tudor. Foarte fain asta cu fica, în Olanda se numește Freimibo și cam același lucru. Și eu am tăbărât pe toate webinarele pe care le-am găsit și mi-am dat seama că nu am suficient timp să le văd pe toate. În plus de ce ai spus tu, am folosit Agile Coaching Group, care este un grup de Slack foarte util. Sunt vreo 2000 de persoane acolo. Și ce am observat e că dacă pui o întrebare, ai cea mai mare șansă să primești un răspuns în următoarele 5 minute. De exemplu, ultima întrebare pe care am pus-o acolo a fost, este Slack, scuze, este
Zoom safe, să-l folosim la muncă, în contextul discuțiilor despre securitate. Și bineînțeles că am primit jumătate din răspunsuri da și jumătate din răspunsuri ba. Și aș mai spune că m-am jucat un pic cu niște tool-uri online, foarte drăguțe pentru retrospective. Recomand căldură Retrium. Și m-am mai jucat cu Breakout Rooms de la Zoom. Mi-am propus să scriu mai des pe LinkedIn și cu fiecare tool pe care îl folosesc să dau mai multe detalii. Așa că acolo o să fie toate link-urile. Cool! Mulțumim, Adi! O mulțime de tool-uri și de idei cu care putem să explorăm. Pentru a continua, aș fi foarte curios dacă vedeți o diferență între nevoile unei echipe în agile și a unei echipe non-agile. Când mă refer la non-agile, mă refer mai degrabă la non-engineering teams față de echipe care sunt din engineering, dar nu folosesc metodologii agile. Credeți că e o diferență între nevoile lor în perioada asta? Aici aș putea să răspund eu, pentru că mi s-a părut interesant că am lucrat în perioada imediat precedentă cu niște persoane din departamente non-IT. Mi s-a părut interesantă preocuparea lor fix pentru ce spunea Tudor mai devreme. Cum putem să aducem mai multă transparență în companie, dat fiind faptul că nu-i vedem pe oameni, și cum putem să fim percepuți mai alături de ei. Recunosc că n-am avut personal un impact aici, dar pot să spun ce am observat. Am observat, de exemplu, niște acțiuni pe care le-au făcut cei de la HR, care au trimis, la vechea firmă au trimis niște foarte frumoase vouchere, cadou angajaților, și ambele companii au decis să organizeze un fel de întâlnire săptămânală, un fel de all hands, în care se comunicau informații despre criză și despre business în contextul crizei. Deci, astea ar fi, după părerea mea, nevoile lor acum, cum să te apropii mai mult de angajat în contextul în care nu-l vezi, nu ai în fața ochilor. Da, mersi. Mersi, Adi. E interesant să ne poziționăm un pic și din papucii altora, preponderent obișnuind să ne poziționăm în papucii echipelor tehnice cu care lucrăm. Tot în zona asta un pic mai personală, credeți că e o diferență la nivel de nevoi în perioada asta pentru persoanele care fac parte, au o familie și practic când lucrează de acasă, lucrează împreună cu alți membri ai familiei versus persoanele care, de exemplu, sunt singure și lucrează singure și ulterior rămân singure în casă în perioada asta de izolare socială? Da, cred că există ceva diferențe între modul în care lucrează acești oameni. Mă gândesc de exemplu că în momentul în care ai o familie, ar fi benefic, dar acum știu că nu toată lumea are norocul ăsta, să ai o cameră separată în care să lucrezi, să te poți concentra. Bineînțeles că în momentul în care stai cu familia într-un apartament cu două, trei camere, asta nu e tot timpul posibil, nu poți să te refugiezi în debarat. Tocmai de aceea, cumva în continuare la problema asta, din ce am mai discutat și cu alți prieteni, alți cunoscuți, cu familii, cu copii, au cerut ceva mai mare flexibilitate asupra programului de lucru. Și au discutat și în echipele lor să aibă flexibilitatea asta. La ce mă refer e practic că unii oameni cu copii, care acum bineînțeles că stau și ei acasă, nu se duc la școală, preferă să lucreze noaptea când e mai liniște în casă sau, de exemplu, sunt foarte productivi între 2 și 4 când doarme copilul. Deci, cumva, și echipa din care o fac ei parte ar trebui să dovedească înțelegere și să își adapteze rutinele
astfel încât să răspundă și la nevoile oamenilor cu familie. Ok, makes sense. Mulțumim, mulțumim, Tudor. Acum, ne-ați propus o serie de lucruri pe care unii dintre noi și echipele noastre le fac, alții mai mult, alții mai puțin, la modul în care, cum folosim și noi acum un tool de comunicare cu video, avem funny backgrounds, am făcut un chit-chat la început, n-am avut un beer and wine session, dar să zicem că avem fica sessions și toate celelalte lucruri pe care le-ați menționat. Ce credeți că mai e necesar? E suficient? E asta tot tool stack-ul, să zic așa, de work from home de care avem nevoie? Sau sunt și alte lucruri pe care încă e nevoie să le descoperim sau lucruri pe care e nevoie să le adăugăm pentru a putea să acoperim toate nevoile unei echipe? Și ca să dau un exemplu, să fiu un pic mai specific, mă gândeam la nevoia unui team building. Acum nu ne-am mai văzut de o lună, azi, mâine, două luni, trei luni. Cum credeți că am putea face genul ăsta de activități sau ce alte activități credeți că ar fi necesare? Putea spune eu ceva, nu se ridică la rangul de team building pe ceva nivel de companie, dar am experimentat ceva la ultimul Framibo de la asta companie. Am propus un joc online care se poate juca alternativ. E un joc destul de simpluț, un pic silly, se numește Baba Is You. L-am jucat lumea reală ca și un exercițiu de mob programming și mi s-a părut interesant să-l experimentez online, în sensul că persoana care e la keyboard doar primește instrucțiuni și nu ia decizii. Și, bineînțeles, alternăm rolurile. L-am jucat absolut într-un context de fun, la bere cum ar veni, și mi s-a părut funny. Mă gândesc că și alte jocuri s-ar preta la o joacă după muncă, ca să zic așa. Cool. L-ai vedea jucat și online, să zic așa, în context de work from home, sau l-ai și jucat deja? Încerc să înțeleg dacă e o propunere de experimentare sau e un sharing de experiență personală. L-am experimentat. Deci l-am jucat, eram vreo 6 persoane. Nu e un joc pe care să joci în 50 de oameni, dar, eu știu, într-un grup de în jur de 10, 6-10 persoane ar putea fi jucat. Cool. Uite, e mișto și merită luat în calcul. Hai să vedem un pic... Cum credeți voi că sunt impactați colegii noi, să zicem? Practic, noi vorbim acum în particular de colegi care totuși am interacționat înainte de contextul de work from home, dar, ca să zic așa, business-ul nu stă în loc și mai sunt și colegi care încep în zilele astea, în echipele lor, sunt și cazuri în care se pornesc echipe întregi. Cum credeți că putem face lucrul ăsta într-un mod în care să putem să îi ajutăm, să fie up to speed și în același timp să putem aplica și cât mai multe, să zic așa, din lucrurile pe care metodologia Agile ni le recomandă? Eu aș zice... mi-a tras atenția când ai spus echipe noi. Să zicem că pentru colegii noi ce putem face este să producem ca de obicei să facem niște sesiuni de introducere și așa mai departe. Mă gândeam acum chiar când spuneai tu despre echipe noi și fără să vreau mi-a venit ideea pentru asta avem Liberating Structures și da, m-am gândit o scurtă perioadă, ok, sunt acolo niște lucruri foarte powerful pentru a fi folosite în echipe. Poate ar merita să facem un experiment cu Liberty Structures online. Nu știu. Mișto, mișto ideea și sugestia. Poate e ceva ce putem explora.
Apropo de liberating structures și anumite, nu știu, practici sau lucruri care sunt recomandate acum de mai mulți autori, spuneați că ați participat la mai multe webinarii, probabil că ați și citit online sau chiar cărți. E ceva ce ați recomanda? Nu știu, Adi, tu ai menționat canalul de Slack, de Agile Coaching, mă gândesc dacă există alte surse sau autori pe care îi vedeți ca fiind relevanți pentru perioada asta. Probabil ați văzut și voi că de vreo 2 luni de când a început toată nebunia, toată lumea e expert în work from home pe LinkedIn. Eu când am început să mă documentez mai bine, primul site pe care m-am dus a fost collaborationsuperpowers.com, e al unei tipe, Lizette Sutherland, care face asta de foarte mulți ani și chiar și înainte de criza asta ținea o grămadă de workshop-uri pe tot ceea ce înseamnă remote working. Deci persoana asta chiar e un expert și nu e de ieri de azi, e de ceva timp, de când munca remote nu era chiar atât de populară, nu era chiar pe buzele tuturor. Deci pentru mine asta a fost așa un fel de go-to website. Și bineînțeles, încerc și eu să particip la cât mai multe, dar timpul e limitat, așa că încerc să mai prioritizez pe aici pe acolo. Și Scrum.org a avut webinare și Agile Alliance, mai multe entități, asta ca să enumăr câteva pe plan internațional. Pe plan local, nu știu, poate sunt eu mai mofturos, dar n-am nimic de menționat. N-am găsit nimic demn de a fi interesant și de menționat aici. Ok, mulțumim, Tudor. Adi, dacă vrei să adaugi ceva? Da, subscriu la ideea cu Lizette Sutherland. Știam de ea și chiar... Am scris ceva pe LinkedIn legat de Collaboration Superpowers. Are acolo un articol în care mi s-a părut foarte fresh ideea că atunci când nu mai ești la birou și ești acasă, faci cumva ești în alt loc, da? Deci, practic, te uiți la aceleași probleme dintr-un alt unghi. Și, teoretic, cel puțin la început, asta ar trebui să ajute într-un context agile, într-un context de complexitate. Faptul că te uiți la problemele dintr-un unghi diferit. Pe lângă Lizette, știam de Judy Rees, care și ea se ocupă un pic de partea asta de lucru la distanță. Iar local, eu zic că Mosaic Works a făcut niște Agile Works, mai precis, a făcut un meetup întreg cu Adi Bulboacă pe online. Uh-huh. Am urmărit o mică parte. Mi s-a părut interesant faptul că, da, ok, let's do it. Trebuie să facem online. Mișto. Da, mișto idei și exemple. Am povestit mult despre provocări și probleme, să zic așa. Sunt curios dacă vedeți anumite oportunități pe care le aduce perioada asta, fiindcă ca și orice perioadă cu probleme scoate și în evidență și posibile soluții la care lumea nu s-a gândit înainte sau oportunități de explorat. Vedeți astfel de lucruri pentru echipele care lucrează Agile pentru perioada asta? Eu aș putea spune că, cel puțin din punctul meu de vedere, o perioadă de tipul ăsta întărește echipa. Mă gândesc la vorba aia celebră dintr-o căsnicie, la bine și la greu. Cred că în momentul ăsta, în viața unei echipe, e un pic mai greu. Un pic mai greu de interacționat, de comunicat, de livrat, dar
Cred că odată ce vom ieși din toată această perioadă, echipa va fi mai, echipele în general vor fi mai sudate. De asemenea, cred că e o bună oportunitate în momentul ăsta să demonstrăm că și munca remote funcționează. Tocmai de aceea cred că este foarte important să ne dăm interesul în perioada asta 100% și să acordăm o șansă modului ăsta de muncă, pentru că există și părți bune. Uite, eu personal nu mai petrec o oră și jumătate din viața mea zilnic în trafic. Da? Am ieșit din birou și sunt acasă. Poate pe viitor companiile vor fi mai flexibile și vom primi mai mult decât acea o zi pe săptămână de work from home, care e destul de clasică în momentul ăsta, cel puțin în sfera IT din România. Deci cred că dacă ne dăm interesul și facem chestia asta să meargă acum, s-ar putea beneficiile să fie pe termen lung și din punctul ăsta de vedere. De acord, de acord. Îmi place cum vezi lucrurile. Și poate pentru ultima dată în sesiunea asta aș vrea să vă puneți din nou ochelarii poate un pic mai critici sau problem-oriented, ca să vă gândiți dacă sunt anumite probleme care practic sunt mai important de prioritizat să fie rezolvate acum într-un setup de work from home față de trecut. Și aici mă refer la posibile agile anti-patterns sau lucruri pe care un agile coach le are pe to-do list, dar poate că în trecut nu erau pe first priority și acum practic devin mai importante de a fi adresate sau rezolvate. Da, uite, de exemplu, mi se pare foarte important în perioada asta ca și compania să investească în unelte de colaborare. Și când mă gândesc la unelte de colaborare, bineînțeles, sunt uneltele astea de comunicare, gen Teams, Zoom, etc. Dar mă gândesc și la alte moduri de a colabora. Și aici aș putea include aplicații precum Mural, precum Miro sau aplicații în zona tehnică. De exemplu, am văzut că au apărut tot felul de aplicații acum care facilitează pair programming, peer programming, mob programming, etc. Deci cred că dacă în momentul în care eram colocați, semi-colocați, diverse formate, poate nu acordam atât de mult importanță acestor tool-uri. Acum să fim serioși, câți dintre noi aveau abonament la Miro sau la Mural înainte de perioada asta. Dar cred că aceste tool-uri sunt foarte, foarte importante pentru a recrea măcar un pic modul mai tradițional de lucru, și anume, ok, luai un marker, aveai o tablă, schițai o arhitectură sau desenai și îți pregăteai liberating structures-urile de care povestea și Adi. Cred că asta e foarte important. Adică să recreăm cumva modul ăsta de lucru tradițional, și pentru asta trebuie investiții. Da, vorbind de investiții, astea de obicei sunt lucruri pe care managementul, să zic așa, superior e nevoie să ia astfel de decizii. Și dacă ar fi un lucru pe care, hai să zicem, CEO-ul vostru actual sau managerul vostru actual ar fi de acord să îl pună în aplicare la recomandarea voastră, care ar fi primul lucru la care vă vine în minte, care îl ați cere să îl realizeze? Mai în glumă, mai în serios, l-aș ruga să ne ia un abonament mai profesional de Zoom, ca să nu mai fie nevoie să ieșim și să intrăm la fiecare 40 de minute în conferință.
Pentru că versiunea gratis de Zoom are limita asta de 40 de minute. În momentul în care facem, de exemplu azi am făcut un sprint planning, am ieșit și am intrat de două ori. Cumva ne asigură așa o scurtă pauză, mai ne dezmorțim, mai luăm o gură de apă, dar na. Am înțeles, time box, tomato practice by, by need. Da. Ok. Adi, dacă vrei să dau ceva? Da, tool-urile astea virtuale de whiteboard. Gen Miro mi-a plăcut foarte mult. Are și o grămadă de template-uri. Mi-a plăcut că nu este focusat pe Scrum, de exemplu, sau pe un anumit metodologie. Are inclusiv template-uri de management. Poate fi folosit în orice parte a companiei. Și da, eu zic că nu e o investiție prea mare și va arăta roadele și în perioada asta și după. Da, important e ca companiile noastre să dovedească și flexibilitate, pentru că deseori și procesul de procurement e destul de dificil. Trebuie să se facă 11.000 de audituri până să poți achiziționa o unealtă și trece pandemia. Da, bun asta. Și nu în ultimul rând, trebuie acordat puțin timp și pentru a te adapta cu tool-ul respectiv. Chiar săptămâna trecută am încercat să creez materialul suport pentru un workshop scurt de o oră în Mural și recunosc că mi-am cam prins urechile. E o curbă de învățare destul de dificilă. Cel puțin Mural, unealta e foarte puternică, dar necesită un pic de timp să te acomodezi și cred că același lucru se poate spune de toată lumea în general. Ok, de acord. Eu vă mulțumesc mult și poate ca încheiere, o ultimă întrebare. Intrăm în zona asta magică a tuturor posibilităților. Dacă ați avea o baghetă magică și ați putea schimba orice în acest moment, care ar fi primul lucru la care v-ați gândi sau care l-ați schimba? Pam, pam. Bună întrebare. Eu, sincer, dacă aș avea o baghetă magică, mi-aș dori să fac în așa fel încât să petrec cu noua mea echipă măcar o zi la birou, colocați, știindu-ne toți în siguranță. Pentru că, bineînțeles, în perioada asta, siguranța e pe locul 1, 2, 3, 4, 5 până la 100 și abia apoi vin celelalte lucruri. Da, mișto. Deja vă și văd îmbrăcați toți în costume de protecție într-o cameră albă și având ceva, orice împreună. Ok, mersi Tudor. Adi, dacă vrei să adaugi ceva? Mă gândeam și eu și e foarte interesant că niciunul dintre noi doi aparent nu a vrut să elimine, cumva cu bagheta magică ai putea să elimini virusul, ar fi cel mai simplu, nu? Mintea mea s-a dus către teleprezență, nu știu de ce, și mi-aș fi imaginat, nu știu, o conferință sau un spațiu din ăsta virtual în care prezența să fie cât mai tactilă, nu știu, să poți să interacționezi și altfel decât vizual. Wow, da, asta e sună inovație sau a science fiction încă, dar da, să vedem cum vor evolua lucrurile. E o perioadă în care pot să apară inovații la care nu ne-am fi gândit în trecut. În încheiere, fiindcă ne apropiem de încheiere, dacă e ceva ce ați vrea să adăugați, ceva ce poate nu v-am întrebat și totuși aș vrea să menționați, acum ar fi momentul. Eu aș vrea să adresez partea asta de partea psihologică a poveștii, pentru că fiind în interior, fiind foarte multă vreme acasă, există și reversul medalei, să zicem, da,
nu întotdeauna ești în toane bune, nu întotdeauna partenerul sau copilul e în toane bune. Aș îndemna să ne uităm mai mult către latura pozitivă sau către lucruri pozitive și să ne îndreptăm psihicul spre spre o parte care să ne ajute și nu care să ne scoată din obiceiurile noastre de zi cu zi. Da, mulțumim, Andy, foarte mișto gândul cu care încheiem sesiunea asta. Vă urez sau ne urez să ne vedem cât mai curând în mediul real, nu doar cel virtual, și împreună și cu echipele noastre și, de ce nu, poate la Agile Coach Camp in the Mountains, care probabil că e un proiect care acum își caută o soluție sau o locație virtuală sau nevirtuală. Vă mulțumesc încă o dată și poate ne vom revedea, de ce nu, în zilele următoare. V-am salutat! Ciao.